Dacă un lucru este probabil, acela este faptul că ne vom întâlni cu moartea. Multă lume se teme de această întâlnire. Din nou vom încerca să folosim psihologia pentru a învăța pe oameni să moară demn și frumos, avându-l ca invitat pe un specialist în psihologie pozitivă, lector universitar dr. Silviu Matu. Tema morții este o temă care a bântuit oamenii de la apariția lor. În ultimii ani însă a început să fie asimilată în știința psihologică, într-o manieră mai științifică, într-o manieră experimentală. Nu vreau să spun că celelalte abordări, nu știu, teologice, filozofice, nu sunt importante, sunt foarte importante, numai că abordarea experimentală, abordarea științifică este complementară celorlalte, hai să le spunem, tradiționale, deoarece aceste cunoștințe ne pot ajuta să învățăm să murim demn și frumos. În condițiile în care va trebui să ne întâlnim cu moartea, măcar să fim demni și să știm să murim frumos. Ce ne poți spune despre această temă? Cum este ea abordată în psihologie? Ce cercetări există? La ce concluzii s-a ajuns? În primul rând, psihologia nu își pune întrebare, nu studiază sau nu, cum spus dumneavoastră, nu încearcă să vadă altceva decât cum îi putem ajuta pe oameni astfel încât ajungi în momentul respectiv să se simtă mai bine și să perceapă ca evenimentul moartea ca pe o etapă a vieții, ca o etapă normală a vieții. Și, practic, sunt diferite linii de cercetare, diferite studii care încearcă să vadă care sunt oamenii sau ce au special, ce au deosebit oamenii care reușesc să facă același lucru. Adică să moară demni și mulțumiți. Da? Respectiv, efectiv, cum am putea să învățăm pe oameni să treacă sau să se confrunte mai bine cu un astfel de eveniment. Cam asta ar fi, să spun așa, direcțiile majore. Bun, hai să intrăm direct în problemă. Care ar fi, spre exemplu, punând cap la cap toate aceste cunoștințe, aceste studii, care ar fi sfaturile practice, care ar fi sugestiile, uite, pe care le putem da prin această emisiune celor care se uită la noi? Dar aș vrea să avem o discuție pragmatică. Da, pragmatică. În primul rând, să încercăm să ne imaginăm că suntem într-o astfel de situație, că suntem o persoană într-o astfel de situație. Putem să delimităm, să spunem așa, câteva zone de interes, câteva conținuturi de interes cu care ar trebui să lucreze o astfel de persoană. În primul rând, trecutul. Da? Am ajuns, cei mai mulți dintre noi, sau majoritatea oamenilor mor spre finalul, să zic așa, după mai mulți ani, și o parte din viața lor și de preocupările legate de moarte se leagă de trecutul lor. Întrebarea ar fi, practic, ce aș putea să fac cu trecutul? Nu pot să mai modific, nu pot să mai schimb nimic ajuns acolo. Sunt psihologii... Deci, altfel spus, în preajma morții, nemulțumirile sau neîmpăcarea cu trecutul poate să fie un factor care îți afectează calitatea vieții, practic, și îți afectează starea psihologică, starea emoțională. Și atunci întrebarea este, bun, trecutul e trecut. Sunt nemulțumit față de ce s-a întâmplat. Ce pot face ca să reduc această nemulțumire astfel încât în preajma morții să nu mă afecteze atât de tare? Desigur, poate pot să, nu știu, să remediez unele dintre greșelile pe care le-am făcut de-a lungul vieții, dar pe unele dintre ele nu pot să le remediez. Cu unii oameni nu pot să mai restabilesc relații sociale sau să rezolv ceea ce n-am putut să rezolvăm de-a lungul anilor. Și atunci, psihologii au, să zic așa, câteva recomandări legate de ce s-ar putea face în sensul ăsta. De exemplu, primul lucru pe care ar putea să-l facă cineva este să încerce să se împace cu trecutul pe care l-au avut. Da? Să încerc, practic, să accept că am trecut prin, au fost anumite experiențe și să pot să le, să spun, ok, așa a fost, pot să accept că lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta. Și acum sunt, iarăși, mai multe lucruri pe care aș putea să le fac. În primul rând, să mă împac sau să încerc să accept, să rezolv diferitele disensiuni care apar cu persoanele importante din viața mea. Da? Să pot să spun, iartă-mă persoanelor care pe parcursul vieții mele simt eu că am greșit față de ele sau că m-am comportat într-un mod nejustificat. La fel ar fi important să pot să clarific sau să stabilesc legăturile emoționale pe care le-am cu unele persoane. Important să pot să spun celor apropiați mie, la care am ținut și pe care i-am avut pe parcursul vieții, că te iubesc
că te iubesc sau că ești o persoană importantă pentru mine, îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pe parcursul vieții pentru mine. Bune, sunt cele patru sfaturi principale care rezultă din cercetările din psihologia morții, nu? Adică, iartă-mă. Da. Dacă tu ai greșit cuiva, îți ceri iertare. Te iert. Foarte important să ierți pe cei care ți-au greșit ție. Cum ai spus, mulțumesc, adică să fii recunoscător celor care te-au ajutat și te iubesc, adică să recunoști și că apreciezi relațiile emoționale pe care le ai cu persoanele apropiate. Mie cea mai dificilă dintre aceste patru mi se pare situația în care cineva ți-a greșit și trebuie să-l ierți. Fiindcă, vezi, noi avem o tendință psihologică de a evalua global. Dacă cineva are, spre exemplu, un comportament incorrect față de mine, un comportament nedrept față de mine, eu am tendința să-l evaluez global și în loc să spun că comportamentul tău a fost nedrept, comportamentul tău este problematic, eu ajung să spun că tu ca om ești nedrept, tu ești un om problematic și vreau să te pedepsesc pe tine ca om, nu comportamentul pe care l-ai avut. Și asta este o gândire extrem, extrem de răspândită. Vezi, noi suntem obișnuiți să facem evaluări globale asupra oamenilor. Ăștia sunt buni, ăștia sunt răi, ăștia sunt deștepți, ăștia sunt proști, ăștia sunt frumoși, ăștia sunt mai puțin frumoși. În loc să ne focalizăm pe evaluarea comportamentului. Atunci, cred că în aceste momente a reușit să acceptăm trecutul înseamnă, printre altele, a înțelege că noi putem evalua comportamentele oamenilor și nu pe ei ca oameni. Indiferent ce rău au făcut oamenii respectivi, valoarea lor ca oameni este identică cu valoarea mea ca om. Ce ne diferențiază sunt comportamentele pe care le facem. Și cred că asta este o miză foarte importantă. Sigur, vine întrebarea cum putem să schimbăm acest pattern de gândire. Amândoi suntem psihologi, amândoi lucrăm cu pacienți, știm că o putem face în cazuri individuale. Când ai în cabinet un pacient, lucrezi schimbându-i stilul de gândire. Uneori mă întreb dacă ajunge. E foarte greu, adică de transmis și de a încerca de a face ceva la scală, dar nu este deloc un demers ușor. Vreau să spun că doar că același principiu cred că se aplică și în cazul propriei persoane. Adică, când spui iartă-mă. Da. Practic, unele persoane nu se simt neapărat că au fost nejustificate, ci simt, ajung la puși în fața morții să gândească că ei au greșit prea mult. Da. Se evaluează global ca persoană, adică în loc să-și evalueze comportamentul, se evaluează global ca persoane și apar sentimentele de vinovăție, spre exemplu, sunt copleșiți de remușcări și așa mai departe. Da. Da, întrebarea este cum reușim să schimbăm această filozofie pe scară largă. Probabil că una dintre soluții ar fi să învățăm aceste lucruri în curriculum școlar. Eu aș învăța pe copiii de la grădiniță, de la școală, în acele programe de, nu știu, dirigenție, ore de autocunoaștere și dezvoltare personală, dezvoltarea inteligenței emoționale. Sigur, sunt multe lucruri pe care le poți învăța acolo, dar un lucru care obligatoriu ar trebui să-l punem acolo, fiindcă foarte probabil o să ne întâlnim cu situația asta de a muri, se referă tocmai la acest stil de gândire, de a învăța că tu ca om nu ești nici mai mult, nici mai puțin decât ceilalți oameni și comportamentele tale sunt diferite, ele pot fi problematice, și ele, dacă e cazul, pot fi schimbate. Așa este. În plus, ne putem gândi inclusiv la cărțile pe care le citesc copiii. Unele dintre, să spunem așa, ceea ce învață sau citește copilul când este mic, promovează genul acesta de gândire globală în care unul este zmeu, unul este făt frumos, să spunem. Da. Practic, unul este bun, unul este rău. Dacă completăm cu, pe lângă aceste lecturi, cu alte materiale, alte povești, care să învețe un stil de a gândi flexibil, s-ar putea ca asta să se întoarcă în favoarea lor peste ani de zile când o să se confrunte cu astfel de evenimente, dar cu orice altfel de evenimente. Da, și părinții greșesc de foarte multe ori, fiindcă comunică următoarea idee. Dacă ai un comportament performant, ești bun. Dacă ai un comportament rău sau neperformant, nu ești bun. Ceea ce este o mare, mare greșeală. Puțin părinți folosesc sintagma acum ai greșit, ci mai degrabă ești copil rău sau ești băiat rău. În loc să spună acum ai greșit, dar eu ca părinte te accept necondiționat așa cum ești, aștept însă că data viitoare să schimb comportamentul problematic. Bun, deci un lucru foarte important din ceea ce îmi spui, sau un prim pas, este acesta. În preajma morții să învățăm să acceptăm trecutul, să fim mulțumiți față de trecut.
ca să putem fi mulțumiți față de trecut, să nu uităm cele patru elemente fundamentale: iartă-mă, adică ceresc tu iertare celor cărora le-ai greșit, te iert, iartă-i pe cei care ți-au greșit, te iubesc, adică arată gratitudine față de persoanele apropiate, și mulțumesc, din nou arată recunoștință celor care te-au ajutat. Bun, asta este un element important. Ce mai avem? Presupun că nu ne oprim aici. Nu. Urmează să spunem așa, sau ceea ce arată studiile de psihologie, o chestie interesantă, poate mai greu de înțeles, să fii optimist față de ceea ce urmează să se întâmple, față de viitorul tău. Aici e, să spunem așa, o discuție destul de interesantă. Cum ar putea cineva să fie optimist în fața ideii că urmează să moară, practic, mă rog, într-un interval de timp mai scurt sau mai îndepărtat? Cred că ar merita poate să spargem discuția asta sau să o facem separat, pentru ne gândesc la persoane care sunt, au sau nu o anumită credință religioasă, sau cei care, chiar dacă nu pun atât de mult accent pe religie, se gândesc la obiectivele pe care le-au realizat în viață. De exemplu, cum s-ar putea raporta un creștin la ideea de moarte, că urmează în curând să moară, versus cum s-ar putea raporta cineva care a avut anumite obiective în viață, păi unul ne poate... Adică un ateu, vrei să spui, cineva care nu este religios, nu? Nu, deci sunt două mari categorii. O persoană religioasă se raportează într-un anumit fel la optimismul legat de apariția morții în comparație cu un ateu. Aici, adevărul este că totdeauna m-am întrebat de ce un creștin adevărat suferă și plânge în fața morții. Sigur, aici nu avem un preot să discutăm aceste lucruri, dar adevărul este că și mesajul dat de preot și mesajul dat de Biblie, în principiu, pentru un creștin este că moartea nu este sfârșitul, moartea este un nou început. Practic, tu ți-ai trăit toată viața pentru acest nou început. Deci un creștin în fața morții ar trebui, dacă nu, să fie vesel și bucuros, să aibă oarecare seninătate, oarecare demnitate, fiindcă toată viața lui de creștin s-a pregătit, practic, pentru acest moment. Din păcate, partea umană, vezi, bate în cazul, și în cazul persoanelor religioase, componenta asta extrem de importantă pe care o transmite biserica și religia, și devenim, practic, oameni obișnuiți, cu suferințe, cu frici, cu angoase în fața morții. Cel puțin în cultura noastră, să spunem, e destul de răspândită ideea asta, că mă raportez la religie mai degrabă prin prisma vieții pe care o am acum și mai puțin din prisma vieții de apoi. Da, dar cred că este valabil pentru orice cultură, orice popor. Rare ori am văzut, dacă mă gândesc bine, chiar n-am văzut practici religioase în care oamenii să-i vezi că sunt fericiți, liniștiți, calmi în fața morții, fie că moartea urmează să-i atingă pe ei, fie că și-au pierdut un membru al familiei. Sigur că sunt anumite ritualuri în care unii se forțează să pară liniștiți, dar vezi că, de fapt, este o chestie socială, nu o trăire internă. Deci joacă un rol prescris social, dar trăirea este tot de suferință. Deci cred că este o chestie mai generală. Sigur, cu mici excepții sau cu câteva excepții în cazul celor care sunt efectiv pătrunși de această înțelegere sau de această morală religioasă, și atunci, sigur, și atitudinea în fața morții este de alt tip. Ce se întâmplă însă cu ateii? Ei la ce să spere? Că... Sigur, acum nu am, să zic, componenta asta spirituală, dar mă pot înțelege, să spunem așa, componenta umanistă sau faptul că, ok, ca om am avut de-a lungul vieții diferite realizări, poate reușesc în timpul care mi-a rămas să le duc mai departe sau să completez lucrurile pe care le-am avut și să mă raportez la ideea de moarte din perspectiva sensului sau menirii mele ca om în lumea. Este partea ciclului vieții, practic. Da. Deci dacă ai fost ateu și ai reușit să fii ateu pe parcursul vieții cu adevărat, adică să trăiești niște valori, hai să spunem, seculare, umanist-seculare, acele valori trebuie să se exprime și în fața morții, înțelegând că, de fapt, moartea este un proces normal într-o evoluție pe care o ai ca ființă umană. Și atunci tu spui că din aceste atitudini ar putea să apară acel optimism în fața
în fața morții. Da. Dacă cred într-o religie sau alta, de obicei toate religiile îmi spun că de fapt moartea este un nou început sau că există o continuare după morții, n-ar trebui să mă simt, să simt angoasă sau anxietate în fața morții. Dacă n-am fost religios și am fost un ateu, trebuie să mă gândesc că asta este de fapt o etapă din viață. Finala dintr-un proces normal. Da. Bun, deci am înțeles așa, în fața morții, pentru a muri demn, ai nevoie de o împăcare cu trecutul. Avem câteva sfaturi practice pe care le-am prezentat înainte. Optimism față de ce urmează să se întâmple. Fie că ești religios, fie că ești ateu. Ce altceva ar mai fi? În primul rând, astea sunt două dimensiuni. Trecutul, viitorul. Bun, și în prezent? Și în prezent. Ce poți să faci în prezent? Și acum, poate că aici sunt cel mai ușor de intuit sau cel mai ușor de domeniu în care poți să faci cele mai multe lucruri. În primul rând, trebuie să te gândești să-ți fie bine perioada asta în care a rămas. Să încerci să fie o perioadă plăcută din toate punctele de vedere, din punct de vedere, să zic așa, psihologic, social, din punct de vedere medical sau din punct de vedere biologic, practic, dacă este situația în care simți dureri foarte mari, să încerci să primești ajutorul medical de care ai nevoie, astfel încât să-ți remedieze problema respectivă. Bun, asta într-un fel s-ar lega practic de tema pe care am discutat-o sau să discutăm într-o altă emisiune legată de fericire. Cum să fii fericit. Cii. Deci poți să fii fericit și să aplici toate acele informații și în fața morții. Practic, fericirea depinde de a face lucrurile care îți produc plăcere. Deci nu ne oprește nimeni, sigur, în afara condițiilor în care ești constrâns de o boală fizică, ești pat și așa mai departe. Dar în altă situație, trebuie să faci comportamentele care îți produc plăcere, să fii implicat în diverse activități, adică nu trebuie să renunți, a mai fi activ. Da. Până în fața morții, dacă poți, fizic vorbind, să fii activ, trebuie să fii activ. Și trei, să-ți păstrezi legăturile sociale pe care le ai. Chiar relațiile chiar interpersonale și valorile pe care le ai să se exprime în continuare în tot ceea ce faci. Și atunci am reușit, printr-o astfel de atitudine, să ai și o stare de mulțumire, o stare de fericire, într-un fel, în prezent, nu? Da. Practic, te-ai putea simți, te-ai putea bucura de viața pe care o mai ai. Da. Bun, de scurt spus, sumarizând toate cele trei lucruri, pentru a muri demn și frumos, ai nevoie de împăcare cu trecutul. Cum putem obține împăcarea cu trecutul? Spun a treia oară, ca să ne intre bine în minte. Cere iertare celor cărora le-ai greșit, iartă-i pe cei care ți-au greșit, exprimă-ți prin mulțumesc gratitudinea celor care te-au ajutat, exprimă-ți dragostea, emoțiile pozitive față de persoanele apropiate. Făcând aceste patru lucruri, vei putea fi împăcat cu trecutul. Cum poți să fii mulțumit în prezent sau să fii fericit în prezent? Fă lucrurile care îți produc plăcere, implică-te în activități care corespund punctelor tari pe care le ai și actualizează-ți grila de valori, lăsându-ți comportamentul să fie ghidat de ea. Cum poți să fii optimist în fața morții pentru viitor? Depinde. Dacă ești religios, nu uita că este doar o etapă pentru un nou început. Dacă ești un ateu, înțelegi că, că este pur și simplu un ciclu, este o etapă normală într-un ciclu al vieții. Făcând aceste lucruri, cu siguranță vei avea un confort psihologic crescut în fața morții. Aș mai adăuga aici câteva lucruri importante. De exemplu, cred că este foarte important să avem și un confort social. Vezi, foarte mulți în fața morții uită să rezolve câteva lucruri pragmatice, generând după aceea o mulțime de probleme familiei. Nu se preocupă dinainte, spre exemplu, de locul în care o să fie îngropați. Un lucru foarte important. Îți dai seama, dacă lași familia, mai ales dacă moartea vine așa un pic cam pe nepregătite, bine, dacă le dai o problemă suplimentară. Trebuie să te asiguri că, dacă vrei să-ți faci testamentul, că ți-ai făcut testamentul. Trebuie să te asiguri că lucrurile importante, sigur, sunt foarte pragmatice, dar contează. Parole, de exemplu, la, nu știu, e-mail, aspectele legate de bani, accesul la bancă și așa mai departe. Sunt lucruri foarte, foarte practice, care ar fi bine să fie puse. Am avut nenumărate situații în care, mă rog, familia, spre exemplu, a avut probleme majore prin faptul că s-a întâmplat un accident de mașină, sigur, oameni tineri, nimeni nu se așteptau că o să moară și apucă-te să
găsești, unde erau conturile pentru în care își ținea banii. Bani importanți pentru familie, mai ales că acum soția a rămas singură cu 2-3 copii. Conturile sau parolele de e-mail, care erau informații importante prin afacerile sau activitățile în care erau implicați oamenii. Vezi, de multe ori când te urci pe un avion și mergi pe o distanță lungă sau călătorești foarte mult, oamenii nici nu se gândesc. Deci se comportă ca și cum ar fi zei, ca și cum ar fi nemuritori. Da? Uitând că oricând se poate întâmpla ceva și n-au partea asta socială foarte bine acoperită. Sigur, nu trebuie să fii obsedat acum orice plecare să fie ca un fel de un fel de rămas bun și o pregătire a mormântării. Dar între cele două poate să fie o pondere rațională. Cred că genul ăsta de atitudine se aplică mai ales în situațiile în care știi că urmează să se întâmple lucrul ăsta și poate poți să fie genul ăla de activități prin care să pui lucrurile la punct, să știi că după le pregătești. Îți lași familia. Sigur, va fi suferința psihologică, dar măcar nu mai adaugi încă o suferință socială sau alte probleme care îi pot afecta. Sigur că ne apropiem într-un fel de sfârșit și ți-aș face o provocare. Eu mereu am spus și sunt curios cum vezi tu lucrurile, că din punct de vedere științific și logic, certitudinea morții nu există. Sigur că am primit foarte multe critici și au fost multe discuții așa ironice, dar provocarea mea este următoarea. Într-un raționament inductiv, dacă nu ai epuizat toți membrii clasei pe care o analizezi, concluzia este doar probabilă. De unde știm noi că moartea este o certitudine? Vezi, sunt foarte mulți, iarăși așa, pseudo-înțelepți, le spun eu, când îmi spun dacă ceva este sigur pe această lume, este sigur că vom muri. Eu spun că nu este sigur că vom muri. Concluzia că vom muri rezultă dintr-un raționament inductiv. Adică am văzut în jurul nostru și de-a lungul istoriei cam toți oamenii au murit. Dar până n-am epuizat toți membrii clasei, toți oamenii, noi putem spune că e foarte probabil că vom muri. Deci concluzia este probabilă și fiind foarte probabilă, sigur că este înțelept să ne pregătim pentru moarte. Dar de la a fi probabil că vom muri și înțelept să ne pregătim pentru moarte la concluzia că cu siguranță vom muri, e o mare diferență. Și aici aș mai face încă o provocare, sau două, pentru cei care sunt religioși, le-aș spune așa, că această idee că vom muri, mi se pare o brăznicie în fața lui Dumnezeu, dacă se răzgândește, spre exemplu, și pur și simplu vrea ca unora să le dea viața veșnică pe pământ. Mai știm în istorie, nu? Din câte știu eu, Ilie n-a murit și a fost ridicat la ceruri și au mai fost încă câțiva. Deci este o brăznicie pentru a spune așa cu tupeu că e sigur că vom muri. Și de asemenea, cred că este, iarăși, în fața științei o provocare, când spui cu siguranță vom muri, de unde știi că știința nu va descoperi mâine, peste un an, peste 10 ani, tehnologia care reușește să ne facă să trăim? Pe noi sau pe copiii noștri, poate. Pe noi sau pe copiii noștri să fim nemuritori. Deci, scurt spus, nu vreau să forțez lucrurile. Spun doar că totdeauna sunt așa, mă revolt împotriva quasi sau pseudo-cunoașterii, știi? Și multă lume spune că dacă ceva este ferm, e ferm că vom muri. Eu spun că nu e ferm, dar e drept. E foarte probabil și dacă ești înțelept și rațional, te pregătești pentru moarte. Dar asta nu înseamnă că este cert că vom muri. Am vorbit cam mult, dar am vrut să înțelegi de ce am provocat sau provoc această concluzie. Mă interesează scurt că suntem spre sfârșit. Ești de acord sau vezi lucrurile altfel? E interesant că genul ăsta de afirmație, inclusiv cărțile științifice sau cărțile de psihologie care abordează tema, se regăsește între propozițiile de început. Cred că aveți dreptate în sensul ăsta. Oricât de ciudat sau de neașteptat, într-adevăr, din punct de vedere religios cel puțin, nu este cu certitudine că o să murim. Poate până când vine ziua respectivă o să vină, nu știu, judecata de apoi și nu apucăm să murim până atunci. În schimb, din punct de vedere științific, într-adevăr, progresele care se fac în zilele noastre ne dau speranța că la un moment dat s-ar putea să existe
o tehnologie care să ducă viața la nesfârșit. Dar acestea fiind spuse, să le spunem totuși celor care se uită la noi, că în baza ceea ce știm astăzi, este extrem de probabil că vom muri, așa că, fiind raționali, hai să învățăm din această emisiune să murim demn și frumos. Psihologia este un bun public, am încercat să o aducem oamenilor, vă mulțumim pentru participare și vă invităm la o nouă emisiune în ediția viitoare.